O stație nouă de epurare a apelor uzate va fi construită la Orhei. La fața locului s-au deplasat reprezentanți din cadrul Ministerului Mediului și autoritățile publice locale pentru a vedea cum decurge procesul de lucru. Noi, Ministerul Mediului, ne-am propus ca să examinăm în ansamblu și să promovăm o politică coerentă, bine echilibrată. Deci, în contextul proiectului care este realizat de către BIRD, de aprovizionare cu apă și canalizare, cu în sumă de 6 milioane euro investiții, deci va fi aprovizionate cu apă localitățile apropiate de orașul Orhei, plus rețeaua de canalizare este prevăzută pentru orașul Orhei. Deci noi ne-am propus examinarea posibilității construcției unei sau reconstrucției stației de epurare din localitate. Deci examinarea costurilor care implică gestionarea sau exploatarea stației de epurare existente, deci ne-a dat răspuns că este mult mai benefic să căutăm niște tehnologii avansate pentru a avea o economie de costuri și plus o exploatare durabilă. Deci și-a fost selectată propunerea de proiect privind construcția zonelor umede. Acesta cred că este cel mai mare proiect de anvergură pentru un centru raional, prin care este construit o stație de epurare pe sisteme de zone umede construite, adică zucuri, și în acest sens, de fapt, este primul proiect în Republica Moldova pe așa sistem, prin care vom avea epurarea apei pe bază de plante. În acest sens, câștigul nemijlocit al orașului Orhei este că nu vom minimiza costurile energetice de la stația de epurare actuală, deoarece stația de epurare se află deasupra orașului Orhei și noi ridicăm sistemul de canalizare la 96 de metri în sus de la nivelul mării, reieșind din faptul că stația de epurare pe zone umede construite sau proiectul acesta care se construiește va fi gravitațional, noi vom avea posibilitatea într-adevăr să minimizăm costurile de energetică per total pe sistemul de apă canal. Sunt lucrări și de construcție și de extindere a apeductelor și în orașul Orhei două sectoare sunt renovate sistemul de canalizare. Prin aceasta deja sunt rezultate bune deoarece s-a micșorat pierderile în rețeaua de apă, s-a îmbunătățit situația în privind eficacitatea energie electrice, deci este folosită mai puțin, respectiv mai puțin bani sunt cheltuiți și sperăm că o regionalizare a serviciului și a rețelelor va îmbunătăți infrastructura, populația va primi servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă potabilă, de calitate și totodată de servicii îmbunătățite de sanitație. Capacitatea acestei stații o să fie până la 4.000 metri cub zi, pe când orașul astăzi folosește în jurul până la 3, de la 2,5 până la 3 metri cub. Și desigur am făcut cu careva perspectivă această stație pentru că să numim așa o stație regională. Vrem să aducem apele uzate de la satul Seliște, Lucașevca și chiar și satul Isacova. Și în preajmă care se află și satul Mitoc. E binevenit această stație de epurare pentru că costurile operaționale o să fie cu mult mai mici decât stația existentă pe care astăzi o gestionează regia Apă Canal. Construcția stației de epurare a apei uzate se efectuează în contextul proiectului de dezvoltare regională și protecție socială din Moldova, finanțat de către Comisia Europeană cu suportul Fondului Ecologic Național. Proiectul prevede îmbunătățirea condițiilor de alimentare cu apă și sanitație a circa 25.000 de locuitori din orașul Orhei și circa 6.000 de locuitori din satele implicate în acest proiect. Actualmente sunt reabilitate și extinse 14 km de rețele de canalizare în orașul Orhei și 14 km de rețele de alimentare cu apă în satele din apropierea urbei.